Stimate domnule, prin articolul dumneavoastră publicat în numărul din 23 iuliu anul curent al jurnalului Românul, ați împrumutat serbării de la Putna această lucire pe care prestigiul unui nume și a unei inteligențe însemnate i-o dă unei fapte nensemnate chiar. Dacă însă serbarea s-ar întâmpla într-adevăr ca să aibă acea însemnătate istorică pe care i-o doriți dumneavoastră, dacă ea ar trebui să însemne piatra de hotar ce desparte pe planul istoriei un trecut nefericit de un viitor frumos, atunci trebuie să constatăm tocmai noi, aranjatorii serbării, cum că meritul acesta, eroismul acestei idei, nu ni se cuvine nouă. Dacă o generațiune poate avea un merit, e acela de a fi un credincios agent al istoriei de a purta sarcinele impuse cu necesitate de locul pe care îl ocupă în lânțuirea timpilor. Și istoria lumii cugetă, deși încet, însă sigur și just. Istoria omenirii e desfășurarea cugetării lui Dumnezeu. Numai expresiunea exterioară, numai formularea cugetării și a faptei constituiesc meritul individului ori a generațiunii. Ideea internă a amândorora e latentă în timp, e rezultatul unui lanț întreg de cauze, rezultat ce atârnă mult mai puțin de voința celor prezenți decât de a celor trecuți. Cum la zidirea piramidelor, acelor piedici contra pasurilor vremii, fundamentele cele largi și întinse purtau deja în ele intențiunea unei zidiri monumentale, care e menită de a ajunge la o culme, astfel în viața unui popor, munca generațiunilor trecute care pun fundamentul, conține deja în ea ideea întregului este ascuns în fiecare secol din viața unui popor, complexul de cugetări, care formează idealul lui, cum în sâmburele de ghindă e cuprinsă ideea stejarului întreg. Și oare oamenii cei mari ai României nu-i vedem urmărind cu toții, cu mai multă ori mai puțină claritate, un vis al lor de aur, în esență același la toți și în toți timpii? Crepusculul unui trecut apus aruncă prin întunerecul secolelor în razele lui cele mai frumoase, și noi, agenții unei lumi viitoare, nu suntem decât reflexul său. De aceea, dacă serbarea într-o memoria lui Ștefan va avea însemnătate, aceea ar fi o dovadă mai mult cum că ea a fost cuprinsă în sufletul poporului românesc și s-a realizat pentru că a trebuit să se realizeze. Dacă va trece însă nensemnată, atunci va fi o dovadă cum că a fost expresiunea unei voințe individuale necrescute din sâmburele ideilor prezentului. E o axioma istoriei că tot ce e bine e un rezultat al cugetării generale și tot ce e rău e produsul celei individuale. De aceea meritul nostru va consista numai în formularea ideilor și a trebuințelor existente ale poporului, nu în crearea unor altora. Ne vom lăsa îndreptați de cugetarea și trebuințele poporului nostru, de ale noastre proprii, recepute poate de la străini ne vom lăsa conduși de curentul ideilor națiunii și nu vom pretinde rolul de a conduce noi prin ideile noastre individuale. Prin numele și inteligența dumneavoastră, ați aruncat asupra ne razele cele mai curate ale generațiunei căreia îi aparțineți. De aceea primiți mulțumita noastră, nu pentru noi, a cărora nu-i nici ideea, nici condițiunile de realizare, ci pentru sfințenia cauzei, a cărei flamură o urmăm cu toții și a cărei un moment e și serbarea aceasta. Cernăuți în 3, 15 august 1871. Pentru comitet, Mihai Eminescu, Panfil Dan.